Prefectura de Sibiu a intrat în posesia unor imagini de pe camerele de supraveghere din timpul scandalului avut loc zilele trecute într-o benzinărie din Lazaret. Pe imagini se poate observa cum un bărbat lovește cu cuțitul pe un altul în timpul încăierării. Surse Ora de Sibiu au explicat faptul că poliția l-a identificat pe suspect și că acesta a fost prezentat cu mandat pentru reținere preventivă. Magistrații au decis însă că cel poreclit, Dani Cuțitarul, poate fi cercetat în libertate după ce l-a înjunghiat pe un tânăr de 31 de ani din Ciznădie. Bugetul local al municipiului Sibiu, în valoare de peste 955 de milioane de lei, a fost aprobat joi într-o ședință extraordinară a Consiliului Local, desfășurată în sistem online. Singurii care au avut obiecții au fost cei de la USR. Aceștia sunt nemulțumiți că două dintre propunerile lor legate de rampa Ștefan cel Mare și zona oțelarilor nu au fost aprobate. Până la urmă, proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Primarul Astrid Fodor a lipsit, fiind, după cum se știe, în concediu medical datorită infectării cu COVID. O parte dintre angajații prefecturii din Sibiu au ieșit joi dimineață în curtea interioară a instituției ca să protesteze. Oamenii au afișat pancarte cu mai multe mesaje ca formă de protest la faptul că au salarii mai mici decât angajații din alte instituții publice. Principala nemulțumire este legată de faptul că un salariat din instituția prefectului are un salariu considerabil mai mic decât unul din Consiliul Județean sau primării. Aproximativ 20 de angajați au participat la acțiune.